Distracția va începe la primele ore ale dimineții, când se vor desfășura concursuri sportive de ciclism, cross și fotbal, precum și o degustare a vinurilor locale. Unul dintre cele mai așteptate momente va fi concursul de buggy. De asemenea, ne-am pregătit de sărbătoarea narciselor cu un tedeum la biserica din Preajma, cu concursuri sportive, ciclism, fotbal și cross, concursul tradițional de degustare a vinurilor locale. Autobuggy, de asemenea, în program și va fi și un spectacol de dansuri și muzică populară susținut de ansamblul Maria Lătărețu din cadrul Școlii Populare de Artă. Reprezentanții primăriei vin în ajutorul târgujienilor. Transloc va asigura transportul cu 10 autobuze. Translocul, de asemenea, asigură transportul în comun al cetățenilor cu 10 autobuze. Locuitorii municipiului Târgu Jiu vor avea parte și de un spectacol de dansuri și muzică populară susținut de ansamblul Maria Lătărețu, dar și de un concurs susținut de fanfara Armonia.